Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră de astăzi se referă, ca de fiecare dată, la opinii despre piețe, nu constituie recomandări de tranzacționare. Utilizarea efectului de levier implică riscuri și este foarte important să le înțelegem înainte de a ne asuma poziții în piață. Să începem discuția noastră clasic cu un euro SD pentru că astăzi este o zi importantă, zi de decizie în privința politicii monetare și văd deja câteva întrebări. Una dintre ele se referă la contextul politic prezent și sună cam așa, își permite... Janet să nu se plieze pe dorința noi administrații de a avea un dolar mai slab. Și este, răspunzând la această întrebare, ajungem chiar în inima subiectului referitor la decizia FED, care e la rândul său cel mai important moment al acestei zile. Nu ne neapărat, ci poate la concurență ca importanță pentru această săptămână, pentru că avem și vineri NFP-ul. Uh, însă, ceea ce se așteaptă este menținerea uh, parametrilor de politică monetară, nicio schimbare la adresa dobânzii de referință și uh, zona de interes reprezintă evaluarea economiei și evaluarea perspectivei în contextul, într-adevăr, tocmai al noi administrații. Și acum întrebarea ar fi dacă... Nu cumva, cu un anume activism al, al noi administrații din Statele Unite, care nu are niciun fel de problemă, ba chiar pare să găsească satisfacție în a critica diferite companii și a creat un fel de sentiment de, de dorință de a nu ieși în evidență pentru mediul corporate, pentru că a fi criticat de președinte se reflectă în destul de rapid în în valoarea acțiunilor și plus că poate crea neîncredere între colaboratori și uh, un val de efecte negative. Deci, pe lângă aceasta, există întrebarea legitimă dacă nu cumva fed ar putea să-și modifice abordarea, uh, ținând seama de. Uh, luând seama la... Uh, uh, abordarea uh, privința dolarului american în noi administrație. Aș spune că fedul a arătat o anumită flexibilitate după ce uh, pe finalul anului trecut uh, a început să ofere mesaje tot mai hawkish, culminând cu majorarea dobânzii și ulterior în ianuarie iarăși tendința a fost mai degrabă hawkish, deci vizând o politică monetară mai strânsă. Într-adevăr, comentariile referitoare la dolarul american din partea administrației sugerează că s-ar dori un dolar american mai slab. mai departe de ieri, unul dintre uh, consultanții pe, pe teme de relații comerciale, uh, Navarro, uh, Peter Navarro, cred, nu, nu mi-am uh, notat și nici nu am reținut, uh, vorbea despre... Uh, Euro ca un fel de deghizare pentru marca germană și o deghizare care este uh, grossly undervalued, deci masiv subevaluată. În aceste condiții uh, ne-am putea gândi că uh, Fed-ul ar încerca să fie influențată, sau ar putea să fie influențată, poate la nivel subliminal. Nu cred că uh, în momentul de față ar putea să spună Fed-ul... Uh, Ok, ar trebui să majorăm dobânda, dar de fapt nu majorăm pentru că Trump s-ar supăra. Sau ar trebui să majorăm în iunie, dar nu o să majorăm uh, pentru, că, uh, pentru că Trump uh, uh, dorește un dolar mai slab. Nu cred că suntem în zona aceea. Cred că există un atac serios la adresa independenței Fed-ului. Uh, Trump va avea ocazia în, în câțiva ani. Cred că în 2019, dacă rețin bine, nu bag până în foc, va avea ocazia să-și să facă o nouă propunere pentru guvernator. Dar cred că, de fapt, un dolar nu este de dorit a fi nici prea slab, nici prea puternic în, în condițiile actuale. Doar cred că scopul administrației ar fi fost să, să stăvilească declinul, ceea ce s-a cam, cam întâmplat. Apoi, dacă economia va resimți riscul de inflație, nu cred că își va dori să aibă erodată popularitatea în condițiile în care americanii vor putea cumpăra tot mai puțin cu același pachet salarial. Deci, din punctul meu de vedere, nu de aici ar trebui să existe influența majoră, ci... Întrebarea este, pe ce mizează fedul pentru viitor? Economia, dacă n-ar fi fost supusă unor șocuri de ordin politic, nici în sens pozitiv, așa cum ar fi poate diminuarea taxelor, nici în sens negativ, cum ar fi pe termen lung abordarea protecționistă, cred că ar fi sugerat deja cel puțin trei majorări de rată de dobândă. Cu un mixul acesta de politici, dacă mandatul este full employment, dar asta este cumva pe locul 2 și mai întâi stabilitatea prețurilor, Fedul trebuie să ia în calcul riscurile de inflație. Și uh, gândiți-vă că ai o economie care se durează mai, uh, mai puternic, în primul rând pe seama consumului, ai bani care se reîntorc în țară, se presupune că va exista această scutire de, de taxe și mai ai uh, un proiect de infrastructură care va face ceea ce se cheamă un fel de crowding out, va, uh, va da afară, va, uh, se va ofla atât de mult încât va, va face necompetitive alte proiecte la prețurile anterioare, ci le va, le va scumpi. Acestea merg în sensul inflaționist sau în sensul de creștere economică peste potențial. Uh, având în vedere că suntem deja într-o poziție înaltă în, în ciclul economic și nu suntem undeva foarte jos. Așa că fedul cred că va lua în calcul în mod profesional acest, acest aspect și că avem un risc hawkish. Dar fedul, dacă vrea să fie diploma, să aibă o atitudine de tip diplomat, diplomatic, vrea să fie echilibrată, nu cred că uh, n-ar găsi formula prin care să, să, să spună avem nevoie de mai multe date, așteptăm impactul acestor politici. O să fie niște formule în care probabil se va referi la potențialul unor uh, creșteri ale economiei, poate și la anumite riscuri pe partea de inflație. Am văzut în Europa ieri uh, că acest risc de inflație este în creștere dar are această opțiune de, de a se pune la adăpostul incertitudinii, spunând că uh, poate nu există suficiente detalii, nu ai cifre acum pe programul de infrastructură, nu ai cifre referitoare la noul sistem de taxe. Din punctul meu de vedere, uh, posibilitatea este ori a avea un discurs care nu spune mare lucru, ori avea unul care merge un pic spre zona hawkish, deci care să întărească dolarul american. Și Chiar și în acest context, eu cred că putem avea, există puțin mai mult de 50% șanse să avem o abordare și care să întărească USD-ul. Iarăși, este și ceea ce cred că ar trebui să facă uh, Rezerva Federală, nu neapărat ceea ce, uh, ceea ce va și face. Uh, încerc să uh, creez această barieră între, uh, între opinii subiective și uh, raționalitate. Pentru că, de fapt, nu contează prea mult ceea ce credem noi că ar trebui să facă, ci contează ceea ce face efectiv. Dar cu, această, cu răspunsul la această întrebare am atins aspecte esențiale despre decizia din această seară. O altă întrebare pertinentă și cred că e bine chiar așa decât să vă enumăr datele macro, deși o să le atingem puțin pentru că nu, nu, nu putem să înțelegem, uh, nu scăpăm de ele pentru că nu putem să înțelegem măcar cu un minim, măcar uh, având un, un minim de informație pe această temă, nu putem să înțelegem piețele, dar o altă întrebare este vom intra într-un nou război valutar? Uh, și, din păcate, premisele nu sunt foarte în regulă. Uh, un război valutar este, uh, de fapt, seturi de politici protecționiste, pentru că nu aveam atunci un război valutar efectiv, uh, dar seturi de politici protecționiste au fost, uh, conform unor istorici, printre cauzele Marii Depresiuni. Nu este o idee bună să mergi pe politica neighbor, uh, beggar thy neighbor adică să uh, transformi în cerșitor uh, vecinul tău, partenerul tău comercial, uh, pentru că, uh, de fapt, este ca în, dacă merge pe o teoria jocului, uh, trebuie să te gândești care va fi răspunsul celelalte, uh, celelalte părți la, uh, la ceea ce s-a ceea ce s-a întâmplat. Uh, și uh, eu aș uh, Aș fi destul de îngrijorat referitor la direcția pe care, pe care o ia uh, uh, economia globală dacă intrăm într-un asemenea război. Dar premisele, deocamdată, bineînțeles, unii ar spune că politicile monetare de ultra-relaxate au, uh, au fost o versiune a acestui război. Și cred că parțial ar fi adevărat. Însă ele au servit unui scop. Uh, un scop real și justificabil de susținerea propriilor economii în Statele Unite, în Marea Britanie, în Japonia, în Europa mai recent, cel mai tânăr program QE din Europa. Dar putem intra într-o nouă fază în care efectiv se încearcă o intervenție pe, pe partea de monedă. Însă, ce ar în Statele Unite dacă ai și o monedă care se depreciază? Pe lângă ceilalți factori care generează inflație, dacă dolarul se depreciază, ai și uh, pe canalul de import ai uh, o creștere a prețurilor. Pentru că tot ce import și statele te importă la greu, uh, devine mai scump. Deci nu te poți juca uh, cu niște echilibre fără să existe uh, consecințe. Iar Aceste consecințe pot să fie, teoretic și într-o prim, uh, într primă etapă, pot să fie favorabile Statelor Unite, dar ulterior... Uh, pendurile legii economice s-ar întoarce și ar lovi în sens negativ chiar chiar bunăstarea americanilor. În aceste condiții, un început de război valutar este în desfășurare, pentru că am vorbit de comentariul lui Navarro despre euro, care se adaugă altor referințe la yuanul chinezesc și la yenul japonez. Uh, tocmai piețe și uh, jurisdicții ale unor aliați, aliați de ordin politic, ceea ce politic și militar, ceea ce face uh, sentimentul de nesiguranță să crească și mai mult. Din punctul meu de vedere, justificarea de prim prim ordin este justificarea economică, adică efectiv Donald Trump consideră că așa va aduce bunăstare și își va împlini promisiunea către electorat, către cei, cei lăsați în urmă de globalizare. Rămâne de văzut dacă soluția aceasta aia va fi valabilă și pe termen mai lung sau, de fapt, va crea dificultăți. Bun, uh, mai văd mai văd întrebări, o să fie foarte pe scurt. Povestea cu independența Fed este doar o poveste pentru credul. Le-ar putea să -i schimbe imediat. Uh, cred că nu este uh, nu este într totul adevărat că e, e doar o poveste pentru credul. Cred că independența băncii centrale a fost un uh, un bun câștigat cu, cu, cu greu și care este uh, sub amenințare în mai multe zone și mai multe state. Dar gândiți-vă uh, gândiți-vă uh, gândiți la răspunsul la anumite perioade de, uh, de criză, la criticile uh, venite la, uh, în momentul în care am avut primul uh, primul program QE. Unii au spus că vine prea târziu, alții au spus că este mult prea mare și mult prea devreme. Alte persoane erau preocupate de inflație. Eu, în acele momente, în acei ani de după, de după 2009, am fost o scurtă, de fapt nu chiar o scurtă vreme, am fost preocupat de, de inflație, apoi s-a demonstrat că, de fapt, am intrat într-o nouă fază. Uh, dar acum uh, regulile economice nu sunt ab abolite, ci pur și simplu pot să fie modificate uh, temporar de niște factori care nu se înțeleg pe termen scurt. Însă, riscul de inflație este cu siguranță uh, prezent. Uh, în Europa, haideți să ne gândim la ce uh, linie trebuie să aleagă Mario Draghi și, în general, orice guvernator al băncii europene. Probabil printre cele mai grele joburi din lume în domeniul Central Banking-ului, pentru că trebuie să ne mulțumească, de fapt, în proporții variabile pe toată lumea. Trebuie să ne mulțumească pe germani, care și-ar dori o politică mult mai severă. Trebuie să ne mulțumească pe italieni, care ar avea nevoie de o politică monetară mai relaxată. Vine cu propuneri de recapitalizare a pâncilor, care afectează, iată, ocazional titlurile unii credit ale altor bănci, încercând în același timp să asigure viabilitatea pe termen lung. Uh, bun. OK. O altă observație statele în se războiesc cu comercial între ghilimele, cu statele cu schimbul comercial important și cu care înregistrează deficite mari. Uh, acestea sunt cele vizate este o discuție foarte lungă pe care o vom purta în continuare, pentru că sunt, sunt aspecte de ordine economice ce merită discutate. De exemplu, dacă este sau nu o idee bună să ai deficit zero cu toată lumea sau surplus comercial. Este de discutat, depinde de valoare adăugată, depinde de specializare. Pe anumite categorii, poate că este bine să ai deficit, pentru că Poate că tu ești mai bun la fabricarea știu, a calculatoarelor și alții sunt mai buni la fabricarea vapoarelor, de exemplu, sau a cutiilor de viteze. Ocupă-te tu de ceea ce faci mai bine și mai eficient și nu încerca să produci totul, totul în propriile tale granițe. Asta este una dintre percepțiile general acceptate în economie, beneficiile specializării și ale comerțului. Bun, acum despre Europa. Am avut foarte multe date ieri și care s-au adăugat la datele din ultimele zile. Pe mine m-au surprins prin amplitudinea îmbunătățirii. Dacă te uiți, de exemplu, la PIB-ul preliminar, 0,5%, în... În creștere față de uh, nivelul uh, estimat de 0,4%, dar și față de ritmul anterior de 0,3, uh, ai deja un indiciu despre evoluția agregată la nivelul, uh, la nivelul uh, u, u, zonei euro. Dar uh, nu există doar, nu uh, există doar aceste cifre, ai uh, o îmbunătățire și de fapt, un, un tablou care îți arată o accelerare a economiei și pe partea de șomaj, care a coborât la 96%. Uh, el e în continuare foarte ridicat în, în Spania, în jur de 18,6%, dar ne amintim valori de peste 25% înainte de, de criză. Este un, o revenire lentă, din păcate dureroasă, dar este un trend de revenire. Italia uh, arată este în evidență în sens negativ cu un șomaj care la 12% nu s-a îmbunătățit față de valoarea anterioară. În schimb, alte state merg mai bine. Dacă ne gândim și la șomajul din România, el a scăzut 0,2 puncte procentuale, dar bineînțeles România nu este în zona euro. În orice caz, tendința în piața muncii este una de însănătoșire. În plus, inflația a avut un salt fenomenal la nivel analizat, dispare efectul unui petrol mai ieftin și am ajuns la un CPI Flash Estimate nu de 1.5%, ci de 1.8%. 1.8% este incredibil de aproape de 2% față de valorile pe care le aveam anul trecut. De final chiar, 0 și ceva, 0.1, 0.2 am avut... Uh, am avut cifre uh, infime, zero, au, au crescut ulterior spre finalul anului, dar uh, tendința generală este net de îmbunătățirea a, a performanței economiei, a pieței muncii și a uh, inflației. Ceea ce ar fi fost deja în favoarea mării de europene, în plus am avut acele comentarii, dar riscuri abundă. De aceea, într-un material de ieri de pe Tradebit, accesibil celor care au cont pe, pe Tradebit, deci toți clienții reali, este discutat un tablou între riscuri și aspecte pozitive în, în Europa. Și avem date macro însănătoșite, avem o politică monetară care stimulează, dar avem pe de altă parte inflație, avem această critică dinspre Statele Unite la adresa uh, monedei unice prea puternice și avem uh, o divergență între titlurile de stat uh, ale uh, unor state din interiorul Uniunii. De exemplu, între... Uh, între titlurile pe 10 ani, dintre Franța și Germania, avem o tendință de creștere. De asemenea, între Italia și Spania, de obicei, dobânzile pentru Italia erau mai, mai mici decât cele pentru Spania. Ei bine, de ceva vreme situația s-a inversat și tendința este de creștere. Uh, nu avem uh, uh, la dispoziție un grafic pe termen, uh, un grafic foarte, foarte actualizat, spread uh, e disponibil în, uh, în anumite platforme sofisticate, dar ca idee, iată tendința din uh, decembrie și ianuarie, aici sunt date până pe 23 văd, uh, poate dacă mergem pe un timeframe mai, mai mic, nu, dar Trendul este important. Uh, eram undeva la un 0,203, acum suntem la un 0,6. Ceea ce ne arată uh, o divergență în creștere între, uh, între cele două uh, categorii de state, cele considerate centrale și cele considerate avea anumite dificultăți. Și acesta este un risc serios. Dar în ciuda riscurilor, euro se de se joacă în jurul lui 1.08, a uh, continuat secvența de apreciere și rămâne pe un trend ascendent. Un trend chinuit, un trend uh, cu destul de multe riscuri de pauze și corecții, dar un trend care în cele din urmă pare a viza chiar niveluri mai ridicate. Uh, în zilele următoare, uh, mesajul acestui grafic este că s-ar putea ajunge și spre 1.0860, și spre 1.0880, și spre 1.090. Și asta cu toate, că, cu toate că există nenumărate riscuri. Din punctul meu de vedere, în sesiunea de astăzi, datele venite din zona de industrie, Final Manufacturing PMI, 55,2 față de 55,1, nu fac decât să confirme o anumită robustețe a economiei europene și să consolideze aici euro într-o dinamică laterală, pe care, fără șocuri de tip politic, ar putea să o uh, pună sub semnul întrebării la 3 și un sfert cu ADP-ul, la ora 5 cu ISM Manufacturing sau la ora 9 seara cu, F, cu uh, declarația Fed. Uh, la 3 și un sfert ADP-ul se așteaptă 165.000 la mea e că vor fi pe acolo sau și mai, mai bine, dar fără un efect puternic. ISM Manufacturing, PMI, se așteptă un 55 de puncte. Uh, am avut într-adevăr o industrie care a rezistat destul de bine în ultima perioadă. Uh, totuși, uh, mă gândesc că uh, și aici uh, poate nu e foarte mult loc de îmbunătățire adică față de 54,7, posibil să nu avem o creștere foarte puternică. Dar vorbim de PMI, care includ și percepție, deci includ și așteptările managerilor de achiziții, felul în care văd ei lucrurile și aceste percepții sunt sensibile la mediul politic. Dacă te aștepți să existe tăieri masive de taxe, s-ar putea să devii mai optimist. Deci, oscilații în jurul lui 55 sunt posibile. Pe mine nu m-a surprins o valoare pic mai slabă totuși. Fedul la ora 9 seara este momentul cel mai, cel mai important al zilei și cred că atunci există un risc de depreciere a euro, de, de întărirea dolarului american. Depizând de locul unde ne-am aflat, ar putea fi vorba de un 40-50 de pip și până spre un 100 dacă este un mesaj foarte, foarte direct care să creeze șanse mai bune de majorarea dobânzii uh, în, uh, înainte de uh, luna iunie. Și avem uh, clasicul uh, Fed Watch, deci un uh, indicator al probabilităților de majorarea dobânzii. Pentru simplitate, uh, ne uităm... Uh, uh, și eficiență mai corect spus, ne uităm la uh, caența iunie, la 14 iunie și vedem probabilitatea ca dobânda să rămână la fel. Deocamdată este 30,6%. Restul probabilitățile sunt distribuite între 1, 2, 3 sau chiar 4 majore de dobândă. 4 majore de dobândă, 0,1% probabilitate. Uh, dacă acest 30,6 imediat după decizia FED, devine mai, mai mare, dacă acest bar crește, acest, acest segment se înalță, avem deci un Fed mai dovish decât se așteaptă piețele și un efect pe dolar negativ, comparabil și proporțional aproximativ cu diferență. Dacă avem un 31, 32, nu e mare lucru. Dacă avem un 40, 45, deja putem vorbi de 10 bune de PIB și de deprecierea dolarului. Dacă însă acest 30 devine un 25, 20% este un indiciu favorabil USD-ului. În general, va fi o mișcare foarte rapidă, deci s-ar putea ca să fie la fel de simplu să, să ne uităm direct la piață, dar putem avea o anumită confirmare și cu datele de la CMI. Deci, sare de așteptare, trendul mai larg rămâne unul ascendent, cred că există riscul intraday, însă mai ales pe seară, de testare a unor niveluri de suport. 10750, 10709, 10680 și 0667 sunt reperele de urmărit. Să mergem la Lira sterlină. O vedem recuperând pe parcursul sesiunii de ieri. Pe măsură ce uh, 1. Euro-SD a continuat să crească, 2. Uh, am uh, văzut un dolar în defensivă și 3. Piețele s-au gândit la, uh, la uh, abordarea pe care o poate avea uh, Parlamentul. Uh, există discuții acum uh, înainte de votul uh, de, din uh, 8 februarie, uh, vot în legătură cu uh, uh, invocarea articolului 50. Uh, în uh, discuțiile pregătitoare și înainte de un... Uh, uh, de un uh, Uh, vot uh, un uh, vot uh, pe această temă, uh, chiar uh, astăzi avem unul dintre voturi din ceea ce am înțeles, dintr-un material, uh, parlamentarii uh, vor să aibă un cuvânt de spus în procesul de, uh, uh, de Brexit. Uh, și Există o frază care cel puțin a ridicat unele sprâncene. De exemplu, intrând în aceste negocieri, am vrea să ne asigurăm că obținem, că obținem un acord favorabil, dar suntem departe de a fi convinși că îl vom obține. Dacă la finalul procesului nu obținem un acord acceptabil, toate opțiunile ar trebui uh, studiate și uh, Parlamentul, nu Guvernul, ar decide ce se va întâmpla. Pe scurt, există o mică portiță ca dacă negocierea nu evoluează așa cum se dorește, Parlamentul să spună Știți ce? Cred că mai bine, credem că mai bine renunțăm noi la ideea de Brexit. Este o, o frază, bineînțeles, foarte, foarte vagă, interpretabilă, care ridică nenumărate probleme, dar ne arată faptul că în interiorul Parlamentului oamenii nu s-au resemnat, ce puțin conservatorii, unii dintre conservatori, pentru că unii dintre conservatori au votat și-au uh, dorit uh, Brexitul, alții însă se opun. Această idee cred că se leagă de o breșă, uh, faimoasa breșă favorabilă pentru Lira Stelină, și uh, este o breșă ce ar putea opera în continuare. A ajutat Lira să meargă spre 1.26, cu toate că... Uh, nu avem din setul macro vești extraordinare în ultima perioadă, mai puțin, iată, avem acum și manufacturing PMI, tot mai mă uitam, 55,9 este încă bine, dar ați văzut pe partea de consum și inflație că începe să muște efectul Brexitului. ului Aș spune, deci, că lira sterină este într-un echilibru temporar, dar că pare aș dori să meargă mai sus, peste 1.26 avem 1.26.33 și mai sus 1.26.74, că ceea ce arăta foarte urât ieri ca o respingere din, din zona de sus a range-ului, acum de noi speranțe cumpărătorilor, tema politică este centrală, este dominantă, dar în momentul în care uh, avem o reală mișcare ascendentă, iar ar trebui să ne ducă la închidere Daily măcar peste 1.27, uh, o să luăm o rezervă, 1.27.30. Deci uh, nu umbra de pe 6 decembrie, ci uh, să luăm închiderile, uh, închiderea de exemplu de pe 5 decembrie, care este la 1.27.29. Peste această zonă, o închidere daily ar putea sugera că e un fel de double bottom, chiar dacă al doilea minim este mai jos. Opțiunea care fusese, care era aproape îndepărtată ieri, redevine de actualitate acum în aceste condiții, pentru că înflorește undeva o speranță care prin natura ei este irațională de a pune frâne procesului, procesului de Brexit. Să mergem la yenul japonez și apoi la piețele de capital și după aceea destul de... Uh, o, să, o să mergem la un alt instrument destul de rapid. Uh, în Japonia am discutat despre decizia de politică monetară de acum uh, aproape uh, două ședințe, o sesiune și, și câteva ore. Uh, o mișcare ce... Uh, a întărit dolarul, a întărit ienul în raport cu dolarul, nu a reușit să spargă 112.41 și din punctul meu de vedere această mișcare a fost corelată și cu un episod de aversiune față de risc pe care l-am văzut ieri în piață. Și ajungem la piețe de capital în curând, văd, văd și întrebări. Odată cu corecția pozitivă ulterioară, Dollarien a reușit să recupereze, dar undeva până în zona de, zona vechiului trend ascendent minor. Ce înseamnă toată această situație? Înseamnă că de fapt Riscul la adresa dolar-yen vine dintr-o uh, corecție serioasă în piețele de capital. Dacă vedem bursele scăzând semnificativ, dolar-yen poate la rândul său să sufere. Și de acolo uh, există, uh, uh, poate, cel mai important risc la adresa dolarului în raport cu yenul japonez. Uh, dar că, iată, uh, când ne uităm la dimensiunea acestor segmente, de vreo 300 de PIB și aproape, constatăm că volatilitatea așteptată va fi una destul de ridicată. Pentru că în momentul în care ai fluctuații de 50-100 de PIB și ele spun ceva despre nesiguranță, despre incertitudine, în momentul în care o piață se poate mișca cu 300 de pip și cam 3%, în la una, două zile, înseamnă că uh, disponibilitatea uh, de volatilitate suplimentară este foarte ridicată. Și uh, pentru moment aș spune că nu este o linie clară, uh, dar că panta descendentă pare a fi ca logică centrală reinstituită de dinamica slabă de ieri, cu toate că avem o revenire. Acum, pe termen scurt, unde devine și mai dificil de estimat, avem un 113.80 și ulterior un 114 ca nivel de rezistență. Nu știu dacă piața mai poate să mai meargă după ce a recuperat deja vreo 100 de pips, dar chiar dacă va merge mai sus, deocamdată mi se pare dificil să depășească 114. Ar avea nevoie, de un mesaj constructiv din partea Fed-ului pentru a merge către un 114.74. Pentru că diferențialul de randamente contează destul de mult pe dolarien. Mai sus am avea chiar 115.32. Așa cum văd lucrurile acum, dacă a fi chiar înainte de decizia Fed și nimic nou nu ar fi apărut de la 11.41 la 9 la seara, și graficul arată astfel, aș spune că o decizie moderat hochiș ne-ar duce către 114.74 în cele din urmă, în câteva ore. Nu, nu, din prima. Dar ar fi greu să mergem mai sus. În ipoteza în care avem de alunecat 113.03 ar fi primul suport, apoi 112.41, 112 și 111, 48. Mergem la piețele de capital. Piața germană și piața americană le putem privi în ansamblu. Corecție destul de consistentă la un moment dat. Din 630 am mers pe 530. Și a urmat o revenire. Piața americană. Din triunghi revenire spre șapte, Corecție spre 730. Revenire aproape de vârful triunghiului. Ceea ce a permis ieri o alunecare, dar nu depășirea la nivel de închidere a unor repere critice. Din punctul meu de vedere, bătălia este în, în desfășurare, este în continuare intensă, iar pesimismul nu s-a impus încă în burse. Și mai mult, Strict pe baze tehnice, aș spune că în momentul de față se încearcă o reechilibrare. Că e, energia aceea negativă e, instituită după interdițiile de, de circulație pentru anumite state, după e, demiterea Procurorului General, după comentariile unor colaboratori, inclusiv cele ale lui Navarro, toate acelea s-au reflectat într-o sete de vânzare pronunțată, dar aici, în zona 731, printre ultimele repere, piața s-a oprit din scădere. Și la fel și pe un US500, Iată un grafic daily care cred că este mai bun. 2259-2260 era cam ultima barieră din punctul meu de vedere, sub care deja intram, intram sub o altă influență, o influență descendentă pronunțată. Nu doar că uh, s-a respins din zona 2260, dar piața a generat un fel de hammer aici. Deci tehnic, hammerul sugerează o revenire. Acum noi luăm în calcul nu doar aspectele tehnice, și cele fundamentale. Și cele fundamentale sunt destul de preocupante pentru că se vorbește foarte mult de politici protecționiste, de modificări ale uh, aspectelor climatice, de crearea unor conducte care trec printre altele prin pământ sacru al indienilor, al nord-americani, dar, dar piețele trag nădejde că ceva bun se va întâmpla. Ceva bun poate să fie faimoasa reducere de taxe, sau poate să fie programul de infrastructură, sau poate să fie toate acestea. Are Fed puterea să modifice? Haideți să vedem. Un ton mai uh, dovish din partea genetilă Elena ar putea împinge indicii sua în sus? Cred că da. Cred că dacă discuția nu va fi neutră și un ton mai dovish va fi reflectat prin probabilitatea aceea din iunie, primul, primul uh, segment, uh, dacă acea probabilitate crește... Semnificativ, de la 30 la un 40, 45, s-ar putea să mai avem din nou, din nou o tendință, un, cel puțin un impuls ascendent. O altă observație, pe S30 suntem la 250 de puncte de maxime istorice, o corecție foarte mică. Sunt de acord, o corecție foarte mică deocamdată. S-a încercat marea cu degetul, vânzătorii nu s-au putut aduna deocamdată. Din punct de vedere fundamental, cred că riscul unor ajustări mai, mai serioase este în creștere, însă lipsește catalizatorul deocamdată. Și Mă gândesc la următorul aspect, China nu este uh, deschisă pentru tranzacționare în această perioadă. Oare nu cumva piețele stau la pândă, așteaptă înainte de a lua o decizie mai puternică legată de direcție bursa chineză, pentru a vedea uh, cum, uh, cum reacționează aceasta în noul an, pentru că așa cum există un, niște efecte de final de an, început de an, în, în piețele vestice la fel există nu, nu arată la fel, dar această categorie de efecte există și în și în China, unde datele au arătat decent pe partea de industrie 51,3 puncte PMI, pe partea de servicii 54,6, cam aproape, cam în zona celor anterioare, diferențe minore. dar este de văzut dacă nu cumva bursele și moneda ar reîncepe să, să dea trepidații negative, de exemplu moneda depreciindu-se, iar bursele având presiuni descendente, în condițiile în care outflows, ieșirile de capital au fost foarte accentuate. E drept pe o anumită categorie, măsurile recente ale ale guvernului, impun, în care impun controle mai stricte, au limitat ieșirile și achizițiile de uh, proprietăți ale nerezidenților au fost limitat. Dar uh, o bănuială ar fi că, de fapt, China contează mai mult decât discutăm, uh, poate, noi în mod curent și că piețele vor un semnal și de acolo. S-ar putea ca... Uh, dacă piețele nu se mișcă hotărât, rămân într-o fluctuație modestă între, să spunem, 19.700 și 19.920.000 de puncte până săptămâna viitoare, nu e un argument decisiv, dar s-ar putea ca acest lucru să, să conteze. Cred totuși că avem Fed-ul astăzi și NFP vineri motive de, de a revizui puțin atitudinea. Un Fed neutru nu știu dacă este, de fapt, neutru pentru piețe. Iar un Fed ușor hawkish, cred că este pozitiv pentru piețe. Un Fed uh, puternic hawkish, nu cred că este pozitiv pentru piețe. Uh, cum măsurăm acest lucru? Ne uităm, la poate, la efectul pe dolarul american. Un dolar care să se întărească foarte puternic, înseamnă un Fed foarte hawkish și cred că nu ar merge uh, neapărat mână în mână cu apreciere, ci cu o depreciere a indicilor un dolar care să crească ușor, nesemnificativ, s-ar putea să se bine cu o reacție pozitivă. Pentru că încrederea din partea Fedului ar fi văzută cu, cu, ochi buni, dar o majorare rapidă de, de domândă mai puțin. În momentul de față, cred că piețele sunt în așteptare și nu mă aștept la fluctuații majore până la 3 și un sfert. Întotdeauna e bine să stai cu ochii pe un anumit cont de Twitter, dar în afară, în presupunerea poate nerațională că nu vom mai avea tweet-uri majore până la 31 sfert, ADP-ul ar trebui să, să dea primul impuls în, în, această piață. Logica inițială este ascendentă pe termen scurt, dar avem problema că am ajuns la nivelul de echilibru de, lunile, de orele anterioare. Deci 850 Astfel se dovedește, se creează, se construiește ca un nivel de rezistență puternic. Mai sus avem 19.900, 930, 20.000 și 20.057. 20 Suportul ar fi la 19.800, 731, 668 și 614. Uh, Ideea principală, din punctul meu de vedere, este că piețele vor mai, vor mai avea în următoarele una, două sesiuni, deci fie în sesiunea curentă, fie fie mâine, cel puțin o încercare de a se apropia de 731. Dar, așa cum putem bănui și evalua toate, toate informațiile de acum, Cred că nu este exclusă o închidere pozitivă, o închidere peste 850 care să genereze iarăși în termen de 2-3 sesiuni o mișcare către 900, 930, poate 20.000 de puncte, fără a asigura un nou maxim istoric. Deci suntem în fazele acestea de hașurare, de desenare a ceea ce ar putea fi o continuare sau o respingere asta depinzând de aspecte de ordine fundamental. Un alt lucru de precizat, dacă volatilitatea a fost la niveluri foarte, foarte scăzute și chiar și pe episodul acesta de vânzare nu am avut creștere explozive ale VIX-ului, structura opțiunilor arată o mult mai mare preocupare pentru luna februarie. O lună care tradițional este mai puțin favorabilă acțiunilor. Am văzut și pe Bloomberg, bine, mass media preferă astfel de astfel de afirmații care atrag atenția, acum că ar putea fi vorba de o colecție de 4-5% și că aceea ar fi un mai degrabă o oportunitate pentru investitori. Din punctul meu de vedere, dacă avem un 4-5%, care înseamnă vreo 1000 de puncte, pentru Dow Jones este mai probabil ca din 4-5% să devină 10%, decât din 4-5% să avem noi maxime istorice după aceea. Deci, câte vreme colecțiile sunt mici, ele sunt ținute sub control. Dacă devin mai ample, cred că va fi mai greu să le ții sub control. Aceeași situație de... Evoluția periculoasă care a fost frânată este și în piața germană. O ușor pozitivă astăzi a genera un uh, bullish harami care a da un semnal pozitiv tehnic pentru perioada următoare. Uh, tind să cred că această piață încearcă uh, pe termen scurt să revină către 670. Uh, mai sus avem chiar un uh, poate un 714 niveluri orientative uh, și ulterior un... Uh, 734. Cu toate acestea se poate forma aici dacă nu avem decât o acțiune laterală pentru câteva ore, se poate forma un pattern de, de reversare. Deci, relativ liniște, pe termen scurt, poate chiar încă puțin potențial ascendent, văd deja câteva puncte câștigate avem un suport la 616, unul la, pe la 600 de puncte și un altul foarte important la 530, numai de 4,4 4 și 403. Dincolo de potențial, poate ușor ascendent pe termen scurt, văd, văd piețele încă robuste, dar cu o robustețe de suprafață în sensul în care un alt criteriu, un alt eveniment major negativ, al-ar putea împinge într-o într -o corecție uh, destul de consistentă. Deci, se perpetuează optimismul, dar el este, el este pe cale să, să, să se epuizeze. Ceea ce vedem în piața petrolului este o încercare de redresare temporară spre 53.26 după ce am încercat o spargere al lui 52.43 recent, am și fost o vreme sub nivelul respectiv nu e decât un teren de antrenament aici, școala de interval s-ar putea numi dar nu este chiar o, o școală, mai degrabă un liceu sau o facultate, pentru că uh, nu e un interval super, super uh, uh, bine delimitat, ci uh, unul cu destule capcane, cu umbre superioare și inferioare. Uh, stocurile API au crescut cu 5,8 uh, 5, milioane de barili peste așteptări, uh, de, așteptările au de 3 milioane, așa că uh, dacă este să... Prelungim aceste informații către datele DOI de la 5,5, s-ar putea să vedem mult peste cele 2,6 milioane de barile așteptate. O să avem creșteri probabil și pe ghezon și pe distilate. Mi se pare că în formula actuală datele de la 5,5 ,5 implică un risc descendent. Dar mai avem și vânzările totale de autovehicule în Statele Unite, se așteaptă un nivel de 17,9 milioane nivel total. Uh, rezistența, deci, 53 26, și piețele pot încerca într-o mișcare speculativă să se îndrepte spre ele, 53-53 și apoi 54-01, suport la 52-43, și 5164. Uh, aurul a fost net ajutat ieri de situația din Statele Unite, manifestații, proteste, um, o anumită stare de șoc pentru, pentru unii um, la adresa noilor politici ale administrației. Uh, se vorbește despre o, nouă nom despre o nominalizare la Curtea, uh, la curtea Supremă uh, și uh, în general o parte dintre americani nu sunt satisfăcuți de direcția uh, în care se dreaptă Statele Unite și uh, lucrul acesta împreună cu un USD care a bătut în retragere a permis aurului să se impună. Uh, avem corecție din care am ieșit uh, ora trecută, o corecție uh, minoră, uh, care de fapt poate zugrăvi o uh, tendință, un fel de flag, cred că n-ar fi exclus, sau un mini canal de trend descendent pentru o vreme, dar uh, premisa tehnică se menține favorabilă. Peste 1214 avem 1217, 1220, 1226, suportul la 1206, 1205 și 1199. Aurul va fi uh, în continuare printre instrumentele sensibile care vor măsura, de fapt, tensiunea din, uh, din pieță și tensiunea, preocuparea de ordin, uh, de ordin politic și geopolitic. Uh, deocamdată... Pare că această tensiune nu, uh, uh, nu și-a epuizat potențialul de a mișca uh, metalul prețios. O să mergem la Euroron, pentru că avem uh, mișcări pe leu. Uh, chiar m-am gândit dacă e cazul să încep sau nu cu, cu Euroron. Avem un salt uh, din 4.50 spre 4.52. Uh, dincolo chiar am fost de acest nivel de rezistență. Pentru o monedă general foarte liniștită este semnalul că s-a întâmplat ceva. Și uh, situația actuală uh, de pe scena politică și de pe scena uh, chiar economică, spunea, a țării, este uh, tensionată după trecerea uh, ordonanței de, uh, de urgență și proteste uh, spontane în, uh, uh, în fața guvernului uh, ieri lucrurile pot să, pot să evolueze în continuare într-o anumită instabilitate politică, ceea ce piețelor nu le place în mod deosebit. Este de văzut și dacă nu cumva avem anumite revaluări re de abordare ale investitorilor externi vis-a-vis de vis-a-vis -vis de România în aceste condiții și de, stabil, și de instabilitate relativă, dar și de percepție vis-a-vis -vis de cadrul legal. Există, din punctul nostru de vedere, un anumit risc pe leu, un risc de depreciere suplimentară în într-un mediu care posibil să există, sigur întotdeauna o probabilitate mică de liniștire, dar de la sine dar există și posibilitatea de, de creșterea acestor tensiuni. Din punct de vedere tehnic, ceea ce ar fi fost altfel un flag și poate ar fi pregătit pentru o, o scădere, iată că se derulează în sens ascendent ca o ca o ieșire din, din canalul de trend și cred că nu e exagerat să vorbim de nivelul de rezistență de tip 453, 454 sau chiar 455 pentru sesiunile următoare. Mai important și mai îngrijorător, iată un grafic săptămânal care ne arată că dacă am ieșit din zona 455, ne-au apropiat de nivelul din 2014 și dacă am depășit 456, ar mai fi destul de puțin până la 4,60 din 2012. Și dacă facem un zoom out și mai mare, înțelegem că nivelurile acestea trebuie urmărite cu maximă atenție pentru că reprezintă repere de rezistență ale unui anumit interval, considerat un interval acceptat, acceptat de către Banca Centrală, apărat în ultimii ani. Dar e de văzut dacă lucrurile se calmează sau există această presiune. Din punct de vedere tehnic, presiunea ascendentă pare a se putea derula în continuare. Suportul, dacă apare o relaxare, 4,50, 4,50, mai jos, 4,49, 33, 4,48, 50. Dar este de urmărit cu, cu atenție. N-aș putea preciza dacă banca centrală este prezentă sau nu în piață. Deocamdată, din ce am văzut mai devreme pe, 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 pe bursă, pe piață de capital, aș spune că reacția nu e chiar una uh, ultra emoțională și că, de fapt, e mai mult o atitudine de tip wait-and-see și cu o transpunere... Uh, limitată a îngrijorării. Deci s-ar putea să nu, fie, să nu fi fost neapărat nevoie de o prezență a băncii centrale. Dar, din nou, situația este, este, fluidă. Mergem la dolarul australian cu date relativ bune din, din China. Au contat mai puțin indicele AIG din sectorul industrial. În, în această seară s-a produs inițial un, un, efect negativ, dar apoi, apoi piața a recuperat destul de, destul de ușor. În linii mari este o tendință ascendentă care pare a viza chiar zona 0,76 sau, sau repere situate puțin mai sus. Este cumva în ton și cu aprecierea euro și lire sterline față de dolarul american și cu un, un nivel al minerului de fier relativ stabil în ultima perioadă. Deci pare a pândi o oportunitate să meargă peste 0,76 acest uh, AUDUSD. Suportul este la 75,66, 75,51 și 75,28, urmat de 0,75,12. Uh, mai pe seară, poate că există un, uh, un risc uh, descendent pentru AUD USD. Scenarul alternativ, scenarul B, ar fi ca uh, Fedul să nu fie uh, suficient de hawkish și atunci, uh, dacă suntem în vecinătate la 20-30 de pips, să putem merge peste 0.76, către 0.7630 sau 0.7663. Și, în fine, dolarul neozelandez, se vede aici un fel de double top a existat seara trecută și apoi scădere pronunțată. Datele din piața muncii au fost slabe. O rata șomajului care a crescut la 5,2% și un cost cu forță de muncă ce nu a reușit să, să avanseze și pare și normal în condițiile în care uh, se, se pierd locuri de muncă iar reacția a fost pe măsură. De fapt, s-au pierdut cam 80-90 de pip, ceea ce înseamnă peste un procent din vârf. Așteptările cred că erau net favorabile și șocul a fost de amploare. În general, în astfel de situații, piețele nu au timp sau nu reușesc să genereze, nu au timp sau energie pentru coiții mai, mai serioase și abia când s-a parcurs o distanță serioasă, se, o distanță consistentă, în cazul de față, peste un procent, se pot opri. Și acum pare a fi un început de corecție pozitivă, care la adică ne-ar putea duce către în 72 7290 dar zona 0.73 va fi relativ dificil de depășit, cu adică în care dolarul nu, nu slăbește. Pare că NZD-ul a primit o lovitură destul de, destul de serioasă. Trendul rămâne ascendent dar nu ar surprinde să fie din nou uh, încercat mai pe seară. 72.60 suport, apoi 72.28 și 0.72, rezistență 73.16, 73.50 0.73.85. Calendarul zilei este în continuare foarte, uh, foarte bogat. Mai avem prognoze din, uh, din partea unor uh, organisme oficiale europene despre economia blocului. 3 și un sfert ADP, 5 ASM manufacturing și cu prețurile și cu comanda de prețuri pe care eu vor, o voi urmări, nu ca efect pe termen scurt ci pentru viitor, 5. și jumătate stocul de petrol, undeva între 6 și 7 numărul de automobile vândute în statele Unite și 9, cel mai important, minutele ședinței Fed. Poate condimentate ocazional de către Trump cu tweet-uri, ce ar putea să să remodeleze parcursul piețelor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Să aveți o zi plăcută, profitabilă și să ne auzim cu bine. La revedere.